Astăzi înlocuim o pompă de ambreiaj la un Golf 6 2000 diesel. Ideea e că pompa este amplasată acolo. Pentru asta trebuie demontată bateria, filtrul de aer. Pompa arată cam așa. Care era problema de fapt la pompă? Când această tijă este ieșită, trebuie să tragă lichid de frână din compartimentul de lichid de frână și nu mai trăgea. Și așa ne-am dat seama că asta e problema. Pompa nouă se montează prin răsucire. Din păcate, n-am apucat să fac filmuleț când l-am desfăcut-o. Ea intră un pic înclinată în stânga, apoi se îndreaptă ca să fie țâța de sus și țâța de jos. Cam așa ar trebui să arate.